Aceste semnale venite de la partenerii noștri trebuie luate foarte, foarte în serios. Noi suntem împreună în Uniunea Europeană și împreună vrem să construim o Uniune mai puternică. Și atunci, dacă într-o parte apar probleme care atrag atenția, este bine ca toată lumea să reacționeze în ideea de a îmbunătăți întregul mers. Știu că în politica românească sunt voci care acuză că partenerii noștri se amestecă în treburile interne ale României. Această abordare și această evaluare este fundamental greșită. Tocmai în virtutea faptului că suntem împreună în Uniunea Europeană, este obligatoriu că atunci când ceva nu merge neapărat așa cum trebuie, să se atragă atenția. Aceste semnale trebuie luate foarte, foarte în serios. Cum de altfel, trebuie luate foarte în serios și opinia unor actori avizați extern, cum este, de exemplu, Comisia de la Veneția, care chiar în zilele următoare se va afla în România, nu pentru a ne critica. Acesta este un discurs populist greșit. Oamenii vin ca să ne ajute să construim o legislație mai performantă, mai modernă. Anumite abordări populiste prin care se arată cică că ar veni unii străini să ne învețe cum trebuie să ne rânduim noi țara, le refuz clar și categoric. Noi suntem într-o uniune a valorilor, noi dorim să ne consultăm cu parteneri bine intenționați care vin să ne ajute. Aceste lucruri trebuie foarte, foarte bine înțelese și aceste lucruri sunt importante pentru noi toți. Nu putem să fim parte într-o comunitate de valori și să ne izolăm față de această comunitate. De aceea este important și summitul de anul viitor, summitul care se va desfășura în România, în Sibiu, și unde vom desena liniile viitorului nostru. Acest viitor al Uniunii include România și pentru asta este tot, avem tot interesul să arătăm că noi, românii, am înțeles că este vorba despre valori, valori pe care și noi le respectăm. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, un scurt follow-up la ceea ce spuneați în legătură cu intervenția străină. Există acuzații de la vârful Coaliției de Guvernare în legătură cu protestul din 10 august, care ar fi fost finanțat din străinătate. Cum le priviți? Nu am astfel de date. E adevărat că am urmărit și noi evenimentele recente din România. Avem o serie de îngrijorări și noi cu privire la statul de drept. Comisia Europeană și ea recent și-a manifestat îngrijorările cu privire la eforturile de reformă care par să încetinească ritmul. Din perspectiva noastră, sigur, privim întâi la Comisia Europeană și vedem ce fac ei acolo. Pentru noi toți, însă, pentru toată Uniunea, statul de drept este un aspect absolut cheie, este fundamentul parteneriatului european. Siguranța juridică, legală pentru firme și persoane private este extraordinar de importantă. Să vedem cu ce va veni Comisia și apoi vom vedea fiecare dintre noi independent dacă s-au făcut progrese și în ce fel și în ce măsură.